Zilele trecute, la nivel național, au avut loc ample acțiuni de control la centrele de colectare a fierului vechi, având ca scop eliminarea riscurilor privind sustragerile de componente de la infrastructura feroviară. La nivel național s-au aplicat 230 de sancțiuni contravenționale, dar situația cea mai gravă a fost descoperită în județul Hunedoara. În Hunedoara, polițiștii Serviciului Județean de Poliție Transporturi Hunedoara au efectuat un control la un centru de colectare cu punct de lucru în orașul Țimeria. Aici au constatat că gestionarul societății ar fi achiziționat de la persoane fizice aproape 2 tone de șină de cale ferată, sustrasă din stația CF Țimeria. În urma investigațiilor au fost identificate cele 3 persoane care ar fi sustras șina de cale ferată, în cauză fiind întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăinuire și furt. La nivel național, valoarea sancțiunilor contravenționale depășește 53.000 de lei, iar 12 persoane sunt cercetate pentru comiterea de infracțiuni de furturi de la infrastructură.